Dragilor, astăzi plouă, după cum bine vedeți, însă pentru noi este un moment special. Plouă, plouă și iar plouă. Bună, Dina! Bună! Ce faci? Ai adus ploaia și mai ce? Am venit, da, ploaia a venit din Danemarca. Oh, ploaia a venit! Ca și pătuțul! Asta era surpriza, nu? Avem un pătuț pentru micuța Leia. Așa. Bună ziua! Bună ziua! Wow, cum arată! Noi l-am pregătit deja. Mulțumim! Wow! L-am pregătit mulțumim. Deja, că am zis să nu ai foarte multă treabă cu el. Doamne, dar ce bine că la da, programul pe care l-a Stai. Mai bebele, a venit pătuțul! I've got to tell. Bună, Noa! Bună! Cine a venit? A venit pătuțul de la diniș.com. Vrei să-l vezi? Ești curios? Ia uite, unboxing! Yeah! Unfoiling! Mulțumim, Adina! Cum arată? Oh, vai! Ce frumos! Și are și pernuță! Uite, cine este în pătuț? Uite, mame cu leagăn. Iar leagăn? Dar cine stă în pătuț, mami? Cine o să stea în pătuț? Poate să-l încerce și el. Da? Da. Aulă, nu, că după aia cred că o să vrea să... Vai, ce frumos arată! Și avem și plăpumioară. Și plăpumioară și baby nest, să fiți pregătiți. Așa că așteptăm cu mâna. Adina, ce ne poți spune despre acest pătuț care arată absolut senzațional. Noua, la ce te gândești? Îți place? La Oreo, ca fete negre. Nu, la Oreo, pisicuța? Nu, ce Oreo. Se vezi? Oreo. Ce nu, se vezi? Pătuțul, lasă că te ridică, mami, și o să vezi. Hai, vină cu acest să-ți arăt. Imediat. Asta e mare, știi? E mare știi și eu. E frumos. Ia. Nu-i așa? Place? O să fie alu' Lea. Trebuie să sufle asta mare. Să fie mare? Da. Da? Adina, eu știu că pătuțul ăsta are o poveste deosebită. Care da. E povestea lui? A fost creat în 1940 de Viggo Einfeld, care este un arhitect din Danemarca. E un pătuț cu tradiție. Și cred că nu există familie daneză care nu a avut acest pătuț în casa lor și noi l-am deci avut. Deci la ei au devenit un fel de tradiție. Este producere. O tradiție, este un design iconic și este un pat progresiv pentru că îl poți folosi de la naștere până la 5 ani. Momentan... Wow. Noi ți l-am asamblat în așa fel încât să îl poți folosi pentru bebeluși ca să nu trebuiască să te apleci foarte mult. Mai târziu poți pune baza jos și când vrei să o lași pe Leia să vină la tine în pat sau să iasă la baie singurică, poți să-i scoți apărătoarele acestea laterale. Și mai târziu se poate chiar extinde până la 1,55 m și poate fi folosit da, un pat junior ce poate fi folosit până la 5 ani, chiar și pentru tine. Ia uzi, mami, poți să încap și tu acolo. Intri cu Leia în pătuț? Da. Moise, da. Și cum te-am obișnuit și cum știi, design minimalist. Foarte atunci când este vorba de designul scandinav, este unul minimalist. Absolut senzațional. Da, și se și potrivește cu... Eu de-abia aștept să te invit, Adina, când va fi camera finalizată. Abia așteptăm. Da, și să vedem cum se va acomoda micuța Leia, dar e foarte frumoasă. Și lingeria e foarte frumoasă. Ți-am propus setul de la Born Copenhagen, care este complet din bumbac organic. Și baby nestul, pe care dacă nu o puneți pe Leia în pătuț și vrei să o ai cu tine în sufragerie sau în călătorii chiar sau la voi în pat pentru co-sleeping, poți să te folosești de acest baby nest. Foarte bine. Inițial să zicem când eu o voi aduce acasă, asta cred că o să doarmă aici în baby nest. Da, mami, uite aici o să stea aia. Asta se scoate. Se scoate, da, uite, se scoate și are și două fețe. Putem să scoate și să-l punem pe partea asta. Dar sunt foarte frumoase bulinuțele. Asta e foarte frumos imprimeul. Deci, eu iau așa și îl pun sus dormitor. Așa, cu bebelușul, bineînțeles.
Și apoi, când mami și cu tati se trezesc, să sperăm că o să mai apucăm să mă și adormim, da? Ce așa? Faci cu așa? Uite, mami, unde o să stea bebe? Moi, să vrei să te urci aici în pătuți? Hai, 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 urcă-te! Hai! Haide! Asta e mare! Ia să văd, cum te așezi? Ia să... Așa te așezi? Ce ăla? Ia să văd, ăla este un... este un... ambar. Ia, fă, hai, ia! Somnușor, Moise! Hai, pune căpușorul aici! Ce e? Ia încearcă! Asta este o pernuță, ia încearcă! E moale pernuța, Moise? Haide, culcă-te să te învelesc! Vrei? Haide, cu plăpunia! Ia pătura asta! A, să iau pătura? Nu vrei să te învelesc cu păturii? Stai bine? Hai, vrei să, te dai jos de aici? Te ajut eu? Poate și bebeșef să facă pe asta. Cine poate să se urce? Bebeșef. Bebeșef este bebe personajul, nu și Baby Boss. Din desenele animate. Da. E personajul. Tu semeni cu Baby Boss? Da. Da. Dar ne place pătuțul ăsta? E cu Lea, dar tu aștepți pe Lea să vină? Da. Da? Vrei să mergem să punem pătuțul frumos acolo sus, la locul lui? Lui? Da, în patul meu de acolo. Să doarmă camera cu tine, Lea? Da. Mami, și o să-i dai tu lăptic? Al meu. Da? Nu pe al meu. Nu pe al ei, dar Suzy, o să-i o dai pe Suzy? Suzy-a mea. Da, pe Suzy-a ta, vrei să-i o dai? Lui Sisa. E Sisa, adică e Suzeta. Da, mami, uite, te las un pic jos. Da. Ia și... Ce e? Să punem pătuțul sus? A, bine! La tine în cameră? Da. În dormitorul tău? Da. Mami, noi o să încercăm planurile noastre, sunt dragilor, ca în curând să le amenajăm camerele fetițelor, adică Sarei și a Leei, undeva aici unde avem dressing-ul și să sperăm că cam în următoarea lună totul va fi pregătit și veți vedea și pătuțul frumos și mult așteptat la locul lui definitiv. Mulțumesc, Adina, mulțumim, Adini, cu multă plăcere. Cei care își doresc să-l comande, unde îl pot la noi, îl găsesc la noi pe site și ne pot întotdeauna contacta pentru informații, pentru detalii. Există și pe mai multe culori și mai există și o variantă naturală, să zic așa, din lemn natur. Și da, le stăm la dispoziție cu toate informațiile, bineînțeles. Da, mie mi se pare deosebit de, nu știu, de avantajos și o idee extraordinară faptul că îl poți folosi în mai multe etape ale vieții și practic faci o investiție pentru mulți ani. Corect. Da, nu cumperi. Noi am greșit, pot să zic, în acest sens, pentru că am avut un pătuț inițial pe care l-am luat doar din punct de vedere estetic. Am ținut foarte mult cont de faptul că trebuie să arate într-un anumit fel și pe lângă faptul că ocupa un spațiu foarte mare. După ce copilul a crescut și a ajuns pe la un an și el deja se ridica, noi a trebuit să-i schimbăm și, mă rog, l-am făcut cadou. Ideea e că, de fapt, ideea mea de bază și, în general, de ce consider că stilul scandinav se potrivește și în România, este că foarte multă lume, de fapt, locuiește în spații mici. Da, așa e. Da. Și la voi la fel? Toată lumea are casă, dar într-adevăr, adică casele, cum sunt mai puțin apartamente, mai mult sunt case, dar întotdeauna spațiul este destul de limitat și oricum designul este foarte simplu și întotdeauna se gândește pe termen lung. De exemplu, un astfel de pătuț se potrivește atât unei fetițe cât și unui băiețel. Da, 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 și cum așa, este un design iconic, dacă din 1940 încă este în mare vogă, o să mai rămână, ce să spun, o să mai rămână ceva timp în vogă, de aceea și minimalist, stilul minimalist și asta este de fapt ideea, să nu produsele pentru copii să nu-ți invadeze casa, da, să nu ai simțul că da, totul pentru că este... Să recunoaștem, din păcate, noi avem tendința tot să cumpărăm, că sunt drăguțe, arată bine, dar trebuie să ne gândim și la funcționalitate și de ce nu și la buget și să-l păstrăm, adică să le folosim cât mai mulți ani. Bineînțeles. Ăsta este sfatul nostru, așa, de la mămici la mămici. Da. Mulțumim, adiniș.com. Și acum să-i rugăm pe băieții tăi care au fost foarte drăguți, da, care au și mă, să sperăm că au mâncat și mult sparac sau nu. Așa. Uite-te, sunt antrenați, i-am ales. Da, așa. Filmează-i, băi, Andreea și băi. Da, mulțumim pentru efort. Și hai să încercăm să ducem acolo la mamă și la tati în dormitor. Hai să vedem. So much more.
e și loc de trecut aici. În partea asta vreau să spun că doarme la adică. Ce bine că l-a spus aici, că e mai aproape, să se ducă la... e mai aproape de tati. Foarte frumos arată. Și mulțumim. Doarme tati? Doarme teacă. Tati, trece pe aici, că uite, e loc. Mulțumim, adiniș.com. Și ce să spun? Vouă, mămicilor, vă doresc să aveți întotdeauna copii sănătoși și câteva momente de relaxare și să alegeți întotdeauna produsele calitative și cele care vă inspiră încredere. Vă pup! Mulțumesc, Adina! Dragi.